Zeci de mere au înflorit la Golești pentru a doua oară în acest an. Fenomenul s-a mai întâlnit, nu însă și aici, zonă care nu e de câmpie. Ineditul constă însă în faptul că, în afara florilor, pomii au și fructe, care nu sunt complet coapte. Mai în glumă, mai în serios, reprezentanții muzeului, în a cărui grădină cresc merii, spun că asta este o nouă atracție. Lucrez de o viață în Muzeul Golești și este pentru prima oară când văd livezile florite. Livada de meri ne-a oferit această splendoare. Au înflorit în urmă cu câteva zile și pentru toți cei care au poposit la Muzeul Golești în această perioadă sau se află în vizită la Muzeul Golești, este o veritabilă încântare. Cine merge la muzeu se miră de pomii înfloriți în septembrie. Lumea pune asta pe seama anomaliilor vremii, dar spune că n-a mai văzut în același timp și fructe și flori în pom. Foarte frumos. Ce, măr? Măr, da, și am florit a doua oară. E și normal? Plus, nu prea e normal. Septembrie, totuși. Este toamnă lungă și a avut și fructe, mere, dar a mai căzut, că s-au mânat din cauza ploilor acide. Sinceră să fiu, nici n-am, nu cred, nu mi-aduc aminte să mai fi văzut. Zice din bătrâni că e o toamnă mai lungă. E de bine, de rău? E de bine. Nu, ne ferim de iarnă, că vine frigul. Unele dintre ramuri sunt deja scuturate și din muguri au ieșit fructe mici. Nimeni nu crede însă că acestea vor crește atât de repede încât să ajungă la maturitate pentru a mai fi culese.